Ne vedem la Berăria H. Biletele le luați de pe bilete.ro. Vom fi trupă macedonească, muzică populară, lumini, proiecții. O să fim și noi alături de tine. Șapte ani frumoși, dar am impresia că tu când să vezi aici. Am impresia că muncești atât de mult, atât de mulți ani. Așa este, acum 10-15 ani am cântat și în trupa Hora, mergeam la concerte, aveam o trupă pe nume Perfect. Ce, să erai un copil? Băi, un copil care avea concerte, știi? Dar și... mi-aduce aminte care a fost primul tău concert, prima dată când ai urcat pe o scenă? Scenă mare, mare, mare sau... Mare sau mai micuță? Mă, cu trupa Hora, mergeam în toată țara. Cea mai importantă condiție a lui taică mi-era ca la facultate să nu iau note mici, ca să pot să merg la concertele astea. Dacă eu am note mici, tăiete concerte. În weekend-uri mă lăsa să plec la concerte. Deci dacă ajuns atât de Amna înseamnă că a fost o tocilară. N-am fost înseamnă tocilară. Înseamnă că a avut mai 10. Nu, n-am fost tocilară. N-am fost... Am și copiat la viața mea. Da? Serios? Nu așteptam la asta, mă. Dezvăluiri în premieră aici. Ce obrăznici. Da. Ce să mai... Ce da, să... Dat de și la alții sau doar pentru tine? Da, cum să nu? Eram o gașcă. Eram un... Frate, noi am fost rețea serioasă, nu? Și eu la școală eram scris. Eram scris din cap până în picioare. Eram scris. Erai scris, nu? Bă, dar mie îmi picau foile uneori. Deci dacă venea profa de care era ea, care am copiat la toate materiile astea, doamna, iertare. Deci mie îmi picau foile, frate. Deci începeam să... De emoții. Începeam cu fibrilații. Da. Ce să mai... Cum au fost ăștia 7 ani pentru tine, Amna? Curcușuri și coborușuri, ca la munte. Ai făcut un copil? Am făcut un copil, ceea ce e, da, e un plus mare de tot. Și se zicea în pauză că mai vreau, nu? Da, pe tine, înainte. Nu, dar Andrei zicea că mai vreau. Andrei mai vreau. Ce zicea? Zicea că nu se aude nimic, nu e net. Nu vezi ce cear că n-are, lasă-l săracă, nu, mai lasă-l un an, doi măcar, nu știu, habar. Dar să ne revenim să un pic. Ne revenim un pic. Dar să ne glumă deoparte, viața de artist este foarte solicitantă, este grea, și nu este deloc ușoară. Andrei poate să confirme, echilibrul ăsta între viața de acasă și carieră este aproape imposibil de atins. Dar nu prea e un echilibru. Nu prea e un echilibru, e un dezechilibru. Risc să nu ne mai faci bine nicăieri, nici acasă, nici pe scenă. Cumva ne place adrenalina și o scoatem noi la capăt, știi? Ți-ai dori să ai mai mult timp liber pentru tine, pentru familie? Da, chiar acum voi pleca la mare. Să mă închid într-un spa. Nu, eu nu merg să petrec. Deci fără pici? Luați și piciul cu voi? Nu, este acasă. Este acasă. El este leu și am văzut zodiacul mai devreme și spunea că leii petrec cu o gașcă de prieteni. Da, și al meu petrece cu mamaia și cu tata. E mai bun prieten cu leii, cei mai buni prieteni. Da, de 1 mai e pe party. Mâine este ziua soțului meu și vreau să-i urez la mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! A fugit! Deci noi îți cântăm la mulți ani și tu pleci așa ceva. La mulți ani, Cristi. O, camera la machiaj, vă rog. Cristi, la mulți ani, Cristi. S-a dus să-și facă părul. S-a dus. Bine, Iaco, să-l punem să ne aducă și noi ceva de băut, de mâncat, de a plecat. Băi, nu și-a dat seama că e ziua lui, i-am amintit eu acum, da. I-ai luat cadou că a plecat? Nu, nu i-am luat. Nu, n-am avut, pe de-a când să iau, că am avut o săptămână dificilă, Andrei, știi? Da, da, da. Dar ce idei ai? Ce să, idei? Să doarmă, mamă, ce să mai fie în vârsta noastră? Ce surpriză! Știi că a nimerit la lansarea noastră întâmplător? Da, M-am întâlnit cu impresarul nostru mare schină. M-a chemat la o cafea să vorbim treburi de concerte, evenimente, bla bla bla. Și ea când m-a văzut dracu, a început să-și ceară scuze. Băi, îmi pare băi, să te training, băi, nu vine să crezi. Zic, cum dracului lansare? Zic, nu pot să crezi. Am plecat că na, începea săpăceala și mi-a părut că n-am putut să stau la lansare. Da. Dar vă urez mult succes. Mulțumim cu piesa și să fie. E bine că tu te duci întâmplător. M-aș fi dus și eu, dar n-am primit invitație, dar mă rog, trebuie. Păi stai mă, că m-am dus să vorbesc cu... Și de ce n-am primit? Pentru că e mult mai bună prietenă cu Camara, cu colegul meu. Și atunci am zis, bă, Camara își face datoria de prieten. Și nu și-a făcut-o, nu? Nu, glumește, nu e adevărat, pur și simplu nu a vrut el să mă invite. Cum spuneam, dorim la mulți, mulți ani de acum 5 mai, Berăria H, vă aștept 5 acolo. 5 mai, postăm bilete? Pe Facebook 5 și mai, da, sunt bilete, mai, sunt bilete, sunt bilete, mai. Da. Totul e pe bilete. Ai emoții? Mari de tot, mari de tot și va fi primul concert la care mama mea va fi prezentă, pentru că până acum... Când de tare mi s-a făcut de gând! Până acum mama nu a venit la niciun concert pentru că nu are voie, eu încep să plâng isteric și nu mă mai pot concentra. Mama ta a fost prezentă? A fost, da, la o lansare foarte importantă pentru mine. Bravo, deci ești puternic. Am avut emoții, dar exact ca medicul, știi, care operează și zice, băi, eu nu pot să operez rândele. Așa este și am spus soțului meu să o așeze în sală undeva unde să nu-mi spună, să nu poți dau cu ochii în ochi de... O să o vezi sigur. Știu, o să o vezi sigur, direct acolo sper să nu te văd unde ești în sală. Este pentru prima dată. Pentru prima dată, că își dorește foarte mult și este un
în București concertul, na. Și tata, nu știu dacă David va veni la 11 noaptea, David trebuie să doarmă, lăptic, chestii. Da. Cel mai bun sfat în aceste momente artistice grele să este... Să fixezi un punct în să sală. Fii tu. Nu, încearcă să fii tu. Încearcă da. Să nu, oricum, să nu faci, este o fată să fie da, mândră. Da, 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 fii tu da. Pentru că și așa e mândră. Așa, oricum așa mi iese întotdeauna, că suntem foarte sinceri și asta ești, de aia cred că dar ții cont de sfaturile mamei tale, nu știu ce se întâmplă să o sun, să-i spui, mami, uite, nu știu ce să fac aici. Nu, și știi de ce? Pentru că e foarte critică cu mine și mult prea critică și uneori nu vede exact așa cum stau lucrurile. Deci ea preferă să dea cu mine de pământ în loc să-mi spună, știi, bă, a fost bine, dar a fost groaznic, a fost, nu se poate, puteai să fii nu știu cum. Și nu mai întreb absolut nimic, că mă demoralizează și prefer să-mi văd ale mele cu echipa mea, să întreb stilistul cum să mă îmbrac, să întreb make-up artistul cum să mă machiez și ea să se bucure de momentele mele. Ești foarte tare oricum și chiar îți dorim să rămâi așa, așa cum mulțumesc te cunoaștem noi. Eu cred că nu ne mai o schimbăm. Fată simplu, o fată fără fițe, o fată modestă și mulțumesc. Multe, multe vedete ar trebui să ai exemplu de la tine. Amna, fii atentă, vreau să te ridici un pic, te rog. Mă ridic. Pentru că m-am gândit eu așa la o provocă. Ai venit? Gata? Ai și venit? Da. Mai să fie. Am zis așa, pentru că suntem la mare și suntem încă în luna aprilie. Nu știu de ce te-am pus să te decaplezi, nu? Nu. Am zis să încercăm și noi apa cum e, chiar dacă e puțin rece, dar nu știu. Tu ești compaia noastră. O să și cântăm, drăguțul. Da, dar mă, ce mică. Perioadă? El vrea să cânte, mă, dar el da, de când era mic, mă. Eu vreau să cânt. Lăsați-l, mă, să cânte. Am luat, tu ai fost la marea noastră? Da. N-am fost, acum exact. N-ai fost. Am fost? N-am fost. Păi cum să, cum să meargă dacă are copil? Bă, bune, ce întrebare. Bă, pune-mă, chiar stai sub. Ți-e dor așa de sunetul, de briză, să auzi n-auzi așa... N-auzi că plec acum, valurile. acum plec. Nu pleci acum, ești deja la mare și... Ești la mare, stai, închideți puțin ochii, închideți un pic ochii, ia auziți voi aici, ia te rog să închizi ochii tu, te rog să-ți imaginezi că tu chiar ești la mare. Deci imaginează-ți așa. Ai grijă că ăștia sobraznici când zboară deasupra așa. Capului. Dar nu vrei să stai tu mai bine în picioare ca să vedem și valurile din spate cum vin? Mamă, cât de tare, închide ochii, închide ochii și imaginează. Închide ochii, focă. Mamă, cât de tare e!